specialiștii îi mai dau totuși o șansă de... Bă, știrile astea prezintă numai tâmpenii, numai informații care nu interesează pe nimeni. Și mă interesează pe mine că ăla și-a bătut nevasta cu lanțul. Dar fii mă băiat deștept și mâine ieși și două declarații de susținere a femeilor abuzate de bărbaților. Aia o dau oricum, nu e nevoie de știrile astea. Bă, în loc să dai informații de interes național. A, și cam care ar fi ele? Care magazin face discountul cel mai mare la carne de mici? Taci, taci că ești obosit. Am zis să zice, băi. Mă, taie. Poate e pe aici și te aude. E o doamnă veritabilă și respectabilă. Pe omul de rând îl interesează cum o să o ducă, mă. Cine va conduce țara în următorii ani? Cu cine? Păi nu arată toate posturile numai candidați? Unde arată? Mă vezi tu pe mine non-stop la televizor sau în ziare? Hă? Unde? Păi dacă nu faci și tu ceva remarcabil, mă, pupăză. Cam ce? Ce? Pune silicoane. De fapt, am impresia că presa nu te consideră un candidat cu șansă. Mama lor de lichele aservite, slugea vine de ciolan. Ciolan, pupă să termină când ai dracu ficatul. Auzi, mam, nu zici că în prostia lui are dreptate fumistul? Ar trebui să dai o știre care să atragă atenția asupra ta. Știu, faci cel mai mare mic de lume. Înțelegi? Și noi, toată echipa, o să-l mâncăm într-un timp record. Și atunci o să intrăm în cartea recordurilor și o să ne afle toată lumea, respectiv și pe tine. Ieși în evidență. Nu că-s genial? Exact. Du-te și culcă-te. Mă duc. Mă duc să mă culc ca să fiu odihnit când nu m-a așezat la masă. Că să nu-mi dă foame. Gogule, pe atunci, hai să facem un interviu șoc. Ceva gen... Adevăratul pupăză se destăinuie. Okay. Și-mi pregătești niște întrebări care să mă pună într-o lumină favorabilă. Cum fac ăia cu Putin? Eu? De ce eu? Trebuie mers la groapa de gunoi pentru că s-a descoperit un cadavru putrezit. Care dintre voi doi vă băgați? Eu nu pot să merge șeful, că fiindcă sunt ocupat. Da, cu ce ești mă tu ocupat? Nu-i treaba măgarului când bea oile apă. Ție nu trebuie să-ți dai explicații că nu e șef, da? Da bine, nu-mi da mie, zi-l-o șef. Da, șeful are obraz și nu m-a întrebat. Șeful, întreabă-l tu cu ce e ocupat, de nu poate să ducă el după cadavru. Hai și tine că te găsești, dragi, mai băgat tu fiți. Băi, încetați odată cu ciorovăiala asta că m-ați exasperat pe cuvântul meu de onoare. Păi da, dacă nu desemnești și tu un ajutor de șef, cum a făcut Zenobia, da, ar fi fost foarte simplu acum. Să spărgeau toate oalele în capul lui, să ducea el. Și dacă mă gândesc bine, ești chiar obligat să desemnezi un ajutor de șef după noul regulament. Măi, popunețule, n-avem timp de așa ceva, n-ați auzit că trebuie să șeful mergem... Șeful durează două secunde, doar zici un nume și gata, s-a rezolvat. Dacă îl zici pe al meu, eu îți promit că în 30 de minute ai cadavrul la morgă cu etichetă cu tot cu proces verbal. Eu ți-l aduc în 20, șef. În 20, da, lumină, poate, nu? Ba, după că aveai treabă, mă, sau minței că ai treabă. Șeful, nu puteți să puneți ajutor de șef un mincinos ordinar. Să-ți fie rușine la obraz, șeful, că eu nu mințesc. N-am mințit în viața mea, uite, eram treabă. Oportunistule! Băi, încetați, gata! Poponeți? Să rămână șeful, nu o să vă dezamăgeți niciodată! Să aveți încredere! Chiorete, ce? În calitate de mâna dreaptă a lui șeful, îți ordon să lași orice treabă, sau orice minciună că ai avea treabă, și să te duci unde ți-a ordonat șeful la început! Șeful! Poponețule, eu n-am zis că te pun ajutorul meu. Ha! Cum adică mi-ați pronunțat numele? Cum? Ți l-am pronunțat ca să te trimit la groapa de gunoi după cadavru. Împreună cu Chiorete. Ca să nu se supere niciunul dintre voi. Executarea. Și funcția de ajutor de șef o să o deplinim tot împreună? Este ilegal. Funcția de ajutor de șef, Poponețule, o să o dau aceluia dintre voi care o să-mi aducă cea mai mare captură de marfă de contrabandă de la comercianți ilegal. Clar? Pregătește depozitele, că ți le umplu până de seară. Care? Eu să fiu mult mai eficient, o să vedeți. Pleacă, dracu, da, bă, stați, bă, că mai întâi trebuie mers. Da, nu că sunt și idiot. Acum trebuie să mă duc eu la groapa de gunoi. Da. Intrăm în 3, 2, ești. Bună ziua, stimați alegători. Bună ziua și dumneavoastră, domnule Pupăză. Din câte știm, sunteți singurul candidat care nu apare zilnic la televizor, cum fac alții. Care nu se lasă vâna de paparații, cum fac alții. Care nu bate toba, nu face tam-tam, nu se laudă. Așa este.
Sunt un om modest și modestia mă obligă la decență. Din acest motiv, domnule Pupăză, dați-mi voie să vă mulțumesc în numele meu personal, cât și al poporului, pentru că ne-ați acordat șansa acestui unic interviu prin care în sfârșit putem să aflăm adevărata dumneavoastră față. Da, cu mare plăcere și să știți că pentru o corectă și bună informare a votanților, sunt gata să las modestia la o parte și să dau și 5 interviuri pe zi. Perfect, domnule Pupăză. Chiar ar trebui să faceți chestia asta. Pentru că poate dumneavoastră sunteți singurul candidat care ar scoate țara asta din criză. Nu poate. Chiar sunt singurul. Pentru că restul vor să ajungă la Cotroceni doar ca să-și poată face afacerile cu clientela lor politică. Și credeți-mă, știu ce spun. Aveți dovezi? Nu. Adică nu am adus acum cu mine. Da, acasă. Acasă am dosare întregi despre fiecare. Mă rog, nu le dau publicității pentru că am promis că voi fi un candidat decent și nu-mi plac mizerile. Dar, dacă va fi cazul și cineva va încerca să mă scoată din cursa electorală mișelește, voi face uz de ele. Perfect! Și... cat! Ha? Ha? Șeful, se vede cu ochiul liber că bunurile confiscate de mine sunt mult mai multe față de... Să vede pe dragi să te piaptăne, da? Păi tu n-ai cum să vezi, mă, că te recomandă și numele. Hai să tir că te găsește, dracii licuriciule! Că se vede că produsele confiscate de mine e mult mai valoroase față de troglodelele de le adus facile. Bat jocul ăsta! Păi ce asta e marfă, mă? Asta e aruncate de comerțați la gunoi! Nu este confiscată! Așa, băieți, certați-vă, nu vă sfiți! Certați-vă că să am și eu motiv să vă mai dau o amendă! Amendă? Mai aveam una? Exact, Chiorete! Iată ce maldăr de reclamații am primit de la comercianții cărora le-ați confiscat voi ilegal marfa. Că aveau acte pe ele. Bă, voi credeți că mă faceți pe mine? Păi eu sunt tatăl șmecheriei amărâților, că m-a antrenat lupta de supraviețuire din canal. Da, eu nu am confiscat nimic, șeful. Băi, nici nu aveai de ce, că nu te pune pe tine nimeni în ajutor de șef. Marș imediat și duceți toate lucrurile astea oamenilor înapoi până nu dau în judecată. Să nu vă mai prind că confiscați ceva, că dragii vă găsesc. Am înțeles, atâți. Dar cum o să ne departajați? Lasă, asta găsesc eu o soluție. Uite, recuperați bunuri furate. Păi de ce ne-ai zis, bre, șeful așa de la început? Că scăpam și noi de amendă, două moașe sau... Că dacă luăm de la hoți, ăia niciodată nu vine să depui reclamația, Cilea. A fugit. Numai din cauza ta, idiotule. Dar de ce din cauza mea, deșteptule? Ce te-am pus să spui că ai dovezi? Dar cine, mă, cine? Nu tu m-ai întrebat dacă am probe. Și trebuia să spui doar că ai. Te-am pus eu să zici că ai dita mai dovezile, că ai dita mai dosarele de corupție. Păi ce te crezi, SRI, DNA? Și ce dacă zici, mă? Ce ar fi primul politician care minte? Dar dacă e cele care v-ați arătat dosarele, a? Îl cheamă în vreun talk show, să-l prindă cu minciuna. Ia și el niște dosare, mai ales măcherie, le țin lentă, dar nu l-o pune acolo să le citească. Că e talk show, e de vorbit. Dacă era read show, era de citit. Da, așa? Mă, Lame, nu zici că nu ești prost? Anita. Adică dacă apar cu un teanc de dosare la dezbateri, o să tremure adversarii de frică. Că o să creadă că sunt dosare cu măgările lor. Gogoașe, fugi la bar și adun câteva dosare din alea groase cu acte contabile. Am început să am coșmaruri. Nu mă omoră cu azi buni, că n-am niciun ban. Am conturile blocate. Uite, dacă nu mă crezi, sună la poliție și întreabă-i că la ora asta cred că băncile sunt închise. Dacă taci, te ciurui. Dacă taci? Adică poate vrei să zici dacă nu taci. Mă, ăsta nu cumva e mârlanul. Dacă taci și nu spui unde sunt dosare. Dosare? Care dosare? Dosare. Stai aici, mucurări sunt. Domnul Vârlavu, ce dosare trebuie să iau? Am înțeles, șef. Toate dosarele, rapid! Bine, mă, mucurile, nu te enerva. Păi tu ce-ai făcut, mă? I-ai dat dosarele aduse de mine? Păi și ce-ai fi vrut, să mă împuște? Că n-aveam multă minte. Am crezut că e ăsta.
Bă, te-ai înrot cum să... Păi ce ai escaladat balconul? Pot eu să... Adică pot să escaladez, că sunt atletic, dar ce eram prost? Nu pot să intru pe ușă? Aoleu, și dacă o să creadă ăla că ți-ai bătut joc de el cu dosarele și vine înapoi să se răzbune, ce facem atunci? Nu mai bine anunțăm poliția? Nu, nu anunțăm nimic! Că o să se afle că nu am nimic în ele și mă fac de rahat la electorat! Ce-ai? Nu judeci! Vai de mine, mă, ce-ai intrat? Trăiți! Aoleu, așa aflat deja. Și eu cred că de când nu mai funcționează paranormalele. Chiorete, să știi că n-am... Disperatule, că n-am nevoie de bani. Am venit să te anunț că s-ar putea să faci tu rost de bani. Eu? Da. Ia zi, bă, ce electrocasnici ai pe acelea care nu-ți trebuie, bă, care-i mai vechi? Ha, bă, că e un program susținut de primărie. Schimbă toate electrocasnicele astea. E un fel de rabla pentru electrocasnicele. Păi da, eu n-am nimic de dat, că toate sunt ca și noi. Pupăză, ca și noi nu semnează noi. Hă, bă, că ai ocazia să-ți rănuiești toate electrocasnicele și electronicile din casă, pe banii statului. A, păi dacă îmi subvenționează și diferența de preț, atunci mă bag. Salutare, Cașcă! Aici erai? Băi, fiți atenți, foarte tare, mă! N-aveți niște mobilă veche din astea, televizoare, calculatoare, tot felul de electrocasnice, că e un program de la primărie? Da, mă, dar ne-a zis deja Chiorete. Țapă, că ți-am luat-o înainte. Dacile, eu coletez. Asta e zona mea, bă. A, deci umbli cu d-astea, da? Ca și tine, se pare. Bine. Fii atent, nu e niciun program din ăsta, e o minciună. Țap, na, stai. Cracu, să fii dachelios. Păi stai, bă, că nici tu nu coletezi nimic. Bă, băieți, ochii în patru. Că dacă mă lichidează pe mine, sunteți terminați și voi. Adio, ministere, adio, bani, adio, viață de huzur. Vandame, pe tine mă bazez, că tu ești caratism, mă. Dai la ei carasacul de cartofi. Cartofi? A zis cineva cartofi unde sunt, că vreau și eu. Pe câmp, du-te să-i culegi repede. Păi, acum noaptea, bă, de unde îmi dau seama care-i copți și care nu? Păi, ăia copți? Frig, mărale, că sunt scoși din jar. E jar pe câmp, a fugit. Dă-te, Chiorete! O, nebunule, că te cași pe toți! Bună seara, salut, trăiți! Salut, salut! Vezi că pupoza e sus, dar nu cred că-ți dă vreun electrocasnic, te-a gis degeaba. Păi, mă interesează că nu după asta am venit. Eu am venit să vă întreb cum mai merge campania, cum ai și-a despun sondaje. Că deh, e și interesul meu, nu? A, păi dacă vrei să știi despre politică, întreabă-l pe Van Damme, da. Că el se pricepe la așa ceva. Bă, țin altă vorba, să stai cât mai mult pe aici. Că poate apare calculatul cât e el, înțelegi? Eu vă las, noapte bună! Noapte bună! Noapte bună, mă, gogoașe! Ceau! Auzi, o, Chiorete? Da. Nu vrei ceva de băut? Da? O apă, că sunt în exercițiu funcțiunii. O apă, rege. Mă, sondaje, nu e mare creștere, suntem cam tot pe acolo, știi? Opa! Ce faci, colega? Tot pe aici, după electrocasnice, după... Îți, colega, am venit să mă interesez cum șadem pe sondaje. Așa, da. La fel. Mersi de informație, Van Damme. Acum am plecat. Sănătate. Am treabă. Deci... Cum merge, mă, campania, mă? Cum merge? Că doar sunt direct interesat. Că vreau și eu funcție, nu? Normal, da. Bine, cum să meargă? Vrei ceva de băut? Da, dar nu mai apă, că sunt în misiune. Stai să-ți aduc al pahar, că din ăsta a vrut să bea Chiorete. Da, du-te. Deci, ce ziceai că... Bă, să știi că nu e mare lucru. Da, suntem în top și noi. Da? E, foarte bine, asta e veste bună, mare. Băgați tare, da? Doamne ajută să ajungem ministeriabili cu toți, că ne-am scos. Hai, salut! Stai să-ți zic strategie electorală. Ah, n-am timp de strategie acum, că mă cheamă datoria. Știi cum e? Datoria înainte lui strategia. Ha, ce rim am făcut. Hai, pa! Păi nu bei... Ce? Apă? Apă? Eu? Ce ai, bă, mă, că l-am scos de la mână și l-am pus aici pe masă? Că doar nu sunt sclerozat. Până nu te duci la un control, n-ai de unde să știi.
Sunt super vașa. Glumea și îți mai despre atmosfera. Mărlane, taci din gură că ești obosit. Din cauza voastră s-o obosit, că m-am spus toată noaptea. Scau cartofi colți pe pereți verzi. Hoșbaf, poate ți le-ai uitat la sediul de campanie. De ce nu sunt să verifici? Ha! Telefonul! A dispărut și ăsta! Silofiroa cagulatul să se răzbune. Nu a fost mai niciun cagulat, că asta vandame de pază. Păi și atunci? Vandame, scoate ceasul și telefonul. Tu să scot. Păi, mă popozător, nu crezi că eu... Nu cred, sunt sigur. Le-ai luat ca să le vinzi, să faci rost de bani pentru asta. Care asta? Tu mă faci asta? Bă, tu le faci hoți? Cum îți permiți? Ce este acest drept? Faptul că stăm la el în casă, calmează-te. Popoze, eu zic să rămânem lucis, frate. Dacă vroiam să fac bani cu orice preț, luăm ceva care nu se observă. Numai un idiot ar lua telefonul, nu? Mărlane, scoate telefonul că te dau afară din casă. Să mor dacă l-am luat eu. Chiar nu-i mă pisica moartă în grădina mea. Și când zic pisică, să știi că nu mă refer la tine. La altă pisică, că mai umblă și cu alte pisici. Ce fac? Popoză, sună-mă și fă reclamație la poliție, că aia ți-l găsesc de 2 timp și 3 mișcări, că ți-l localizează după semnal. Eu te vrei, șeful, ce-a recuperat eu e foarte scump, adică mult mai scump. E cea elvețian, prea, pobeda. Dar de unde știi tu, mă, că e elvețian și nu e o chinezărie de aia de 2 lei? Ce? De unde știi? Pe când, uite, smartphone-ul ăsta care l-am recuperat eu face sigur câteva sute de euro, că astea nu se pot contraface, că astea-s capsulate, uite-le. Șeful, ia hai dați bre, să chemăm un specialist să facă evaluarea pe bune, ca să închidem clonțul lui Moftangiu ăsta odată. Nu-i nevoie, Chiorete, că iete, are seria pe carcasă, deci e original. Ai văzut intrigosul, ia? Dar are și geamul zgâria, șeful, asta îi scade din valoare. Hai, marș daci de panorama, că ăsta la primul geamgiul schimbăm... Unde mă la geamgiul? La ceasornicar am vrutat, spune. Da, la tine, la smartphone-ul ăla, dacă l-ai crestat așa cu un cuțit, halilorul, bă, l-arunci la coșul de gunoi, că numai ce-i face, că-i capsula, nu se mai schimbă nimic. Bă, mi-a furat ceasul și telefon! Ia uite, le-ați găsit, bă, ce operativ sunteți, bravo, mă, bravo! Păi sunt ale tale? Ce normal, mă, uite! Uite, poza cu mine, ne? Bă, n-am avut șeful, să știți, eu l-am recuperat de la un hoț. Da, și eu la fel, bre, șeful. Crezi că era vorba de același hoț. Auzi, era cumva îmbrăcat într-o cămașă din asta înflorată cu model și avea o cagulă neagră pe cap? Exact. Păi și unde? Ne-a scăpat, șeful. N-are nimic, mă, că știu eu de unde să-l luați. E omul lui Vârlav. Iauzi. Mă duceți peste el ca să vă spună cine e. Da, mare atenție. Îi spuneți lui Vârlavu că eu v-am trimis. Mersi că mi-ați recuperat astea. Stai un pic, bă, pupăză. Avem o dilemă. Trebuie să ne rămurești. Care e mai scump? Ceasul ori telefonul? Habar n-am, că ceasul l-am primit cadou și telefonul l-am luat pe punte, cum e normal. Ușor, bă, pupăză, că era să spargi captura. Trăi, șefu! Permite să raportez, am recuperat și un obiect de la un borfaș. Păi și unde? Aici, nu-l vedeți? Borfașul, tântălăule! Ah, păi până nu l-am prins șeful. Că atunci când m-a văzut, a aruncat obiectul și a fugit. Și eu m-am concentrat să-l prind, să nu-l spargem, să fie intact, ca să putem să-l dăm înapoi proprietarului. Ia uitați ce frumos e. Sigur e vreo operă de artă. Cred că are o valoare inestimabilă, șef. Are o valoare inestimabilă. Are, pă, naiba, nu face 2 lei, nici măcar nu-i porțelan, e sticlă chioară. Ia zi, mă, a? Cum ți se pare că tu te pricepi la sticla chioară? Deci, continui să-ți bagi joc de numele meu. Ați văzut, șeful, da? Nu, colega, ziceam și eu așa că la voi, la țară, acolo, sticlăritul era o tradiție, pe lângă olărit, potpovit... Spre deosebire de tine, de la oraș, care ești panoramă, care ești panoramă, unde mârlănie este pe locul întâi la tradiții. Și de-aia nu o să ajungi în viața ta nici ajutor de șef, nici șef. Praful să aleagă de tine, dar ce, mă, și o să ajungi tu ajutor de șef? Da, o să ajungi, că la mine e pe copil. Că nu o să ajungă niciunul din voi. Păi și cine o să ajungă, bre, șeful? Pațachina asta de-i scapă vaza de mână? Nu vezi că nu-i bun de nimic? Hopa! Se pare că nu o să am încotro, băieți. Că dacă în săculețul ăsta este ceea ce cred eu că este... Atunci Dorulescu tocmai a făcut o captură de câteva mii de euro.
Haide, șeful, că poate-i făină. Că sunt oameni care n-au borcane și îi pune făina în vază. Da. Îmi pare rău că te dezamăgesc, popunețule, dar nu prea are gust de făină. Aha, e zahăr. Doruleț, felicitări. Din momentul ăsta, ești noua mea mână dreaptă. Trei șeful! Fătălă, o să l-ați găsit să-l luați. Faceți o mare greșeală, să știți. Acum că știu câtă bază îmi pot pune în voi, s-ar putea să reanalizez posturile pe care voiam să vă pun. Că se pare că miniștri e prea mult pentru voi. Ce-ai făcut, măi, incapabilule, mă? Mă, nici o casă nu mai ești în stare să păzești? Vrei să ajungi muritor de foame? Du-te după ăla și convinge-l să revină asupra decizii că ai... Mă, pisică, am stat trăiesc toată noaptea, n-a intrat nimeni, ai jur! Pupăză, tu e sigur că ai venit cu ceasul și cu telefonul acasă? Adică mă mai faci și sclerozat! Mi l-a furat de aici, mă, cagulatul, că mi-a confirmat și poliția. De ce crezi că i-am trimis la vârlavul? Da. O, domn președinte, da, în ce problemă am onoarea? Vârlavul, cred că a ajuns chiuretele și vrea să mă șamalizeze. Da. Ce contabilitate dublă? Cocule, de unde erau dosarele alea pe care mi le-ai adus? De la noi, din Beci. Am găsit acolo niște dosare. Păi doar nu eram nebun să mă duc la bar unde m-ai trimis tu, să iau acte, să te acuze poliția că sustragea. Ce mi-ai făcut, idiotule? Domn președinte, nu pe dumneavoastră v-am amenințat cu dosarele alea, pe contracandidații mei. Exact. Non-combat. Ce non-combat? Dacă vreți, facem chiar alianță. Sigur că da. Cu respect. Idiotule, ale erau dosarele cu contabilitatea paralelă, mă, de la bar. Acum mă are vârlavul pe mine la mână, ce fac? N-ar trebui să-l sun pe Chiorete? Să nu se mai ducă la Cotroceni? Că dacă l-acuză pe vârlavul, nu prea mai e non-combat după aia. Ați văzut, mă, că tot eu sunt cel mai lucid din staful lui? Și umpli cu de-asta, da? Păi ca și tine se pare. Bine! Bine! Dacă vrei să... Foarte mișto! Arunc, e mișto asta! Foarte mișto!